Astăzi sunt deosebit de onorată să o am alături de mine pe doamna Georgeta Filiti, istoric modernist, cercetător și aș adăuga o veritabilă doamnă pe care cultura noastră o are și e foarte norocoasă să o aibă. Doamna Filiti este recunoscută pentru cercetările în istoria României secolilor 18-20, pentru editarea unor volume ale unor personalități marcante din cultura noastră, precum Mihail Gogălnicianu, Nicolae Iorga, Ioan Filiti, și dumneai susține în cadrul Fundației Calea Victoriei mai multe cursuri și evenimente despre istoria Bucureștilor de altă dată, despre familii boierești, despre diverse clădiri sau instituții care încă există în împrejurim și în București. Iar de curând a fost numită și membră de onoare a Academiei Române, lucru pentru care dorim să o felicităm, pentru că este o recunoaștere foarte bine meritată. Cu doamna Filiti putem discuta foarte multe lucruri, putem depăna foarte multe povești, însă m-am gândit ca astăzi să atingem un subiect care e cumva legat de rubrica pe care doamna Filiti o are la noi pe platformă, și anume rubrica intitulată A fost odată, unde dumneai ne povestește despre România interbelică, despre diverse familii boierești, dar și despre maniere și politețe. Și mă gândeam că acest ultim subiect al manierilor și a politeții să constituie subiectul discuției noastre de astăzi, pentru că cred că asemeni multor altor lucruri și aceste moduri de a ne comporta practic pot fi transmise mai departe de la o generație la cealaltă, și cred că este foarte important pentru noi ca tineri să înțelegem toate aceste subtilități ale comportamentului, ale modului de a ne purta față de ceilalți în societate. Și îi mulțumim foarte mult doamnei Filiti pentru că este alături de noi să ne explice și să ne destăinuie aceste lucruri, care poate că odinioară era mult mai aproape de simțul comun, dar acum trebuie explicate, trebuie făcute mult mai explicite pentru oamenii din ziua de astăzi. Vă mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi și abia aștept să începem discuția noastră. Mulțumim! Și eu vă mulțumesc pentru invitație și trebuie să vă spun că îmi face foarte multă plăcere să abordăm acest subiect și nu cred că lumea de acum 100-150 de ani și-a însușit o serie de reguli de comportament cu ușurință. Sigur că aceste gesturi, această mimică, aceste obiceiuri mai înguste sau mai extinse, categoric trebuiau inculcate. Mai cu blândețe, mai cu puțină coerciție, dar erau absolut necesare, pentru că politețea, să știți că este un instrument care înlesnește comunicarea între oameni. Și evident că au fost epoci în care așa ceva a devenit o ciudățenie. Imediat după al doilea război mondial, vă dați seama că dacă spuneai sărut mâna și chiar sărutai mâna unei cucoane sau îți scoteai pălăria, se uitau lung la tine, pentru că a fi foarte direct, a sta cu șapca în cap sau noroc tovarășe și întindea el mâna, n-aștepta să-i o întinzi tu, era de rigoare. E foarte greu de spus ce a rămas din politeța sfârșitului sau celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea, în speță la Belle Époque, pe care noi o evocăm mereu. De ce? Și numele îi spune. A fost ceva frumos. Era o modă fermecătoare, era o decorație a caselor încântătoare. Sigur, mă grăbesc să spun că aici e vorba de un anumit statut social. Nu toată lumea era îmbrăcată cu corset, cu rochii de 8 sau de 10 metri de material, cu bijuterii, cu un ceas care juca așa pe un lanț. Lanțul era pus pe după gât, dar era un lanț dublu și nu trebuia lanț. Putea ceasul să ajungă până la poalele rochiei și tu îl trăgeai de o parte și de alta și ajungea până la tine ca să îl privești. Nu toată lumea avea așa ceva. Dar în genere era un set de reguli de comportament care a făcut să se nască și să apară
și cărți de bună purtare, nu? De bună purtare, de comportament, savoir vivre. Da. Iată. Și să știți că lumea a fost foarte receptivă. Asta este foarte amuzant. Pentru că, de pildă, sunt câteva zeci de cărți. Apare una la Arad pe la 1812 și să fiți atenți. Primiți musafiri. Casa să fie aeresită. În salon să nu miroasă a cameră în care s-a dormit. Prin urmare, îl botezai salon, dar la o adică mai putea să doarmă pe canapea cineva și atunci s-ar fi cunoscut. Sau să nu miroasă de la bucătărie. Sau lucruri din astea care astăzi, când trăim în așa numitele apartamente comuniste, foarte mulți dintre noi, firește, eu mă refer la spațiul acesta fost sub influență sovietică, când am fost reduși, am fost scoși, mulți din noi, din case mari, spațioase, cu camere care aveau o destinație anume. Aveai un salon în care primeai doar oaspeți, aveai o sufragerie în care doar mâncai, aveai camere de copii. E, când te-au redus la 8 metri de căciulă, vă dați seama că erau foarte mulți care, un cuplu care avea 2 copii și stăteau în 2 camere. Nu mai putea fi vorba de salonul cochet în care să primești. Pe cine să primești? Cu copiii aceia care sunt șturlubatici, că e normal, copiii așa și trebuie să fie, în continuu să se agite. Deci lucrurile sigur că s-au schimbat. Și totuși, eu cred că o mulțime de recomandări făcute în secolul XIX să cuvine să le păstrăm și astăzi. E destul de greu. E destul de greu pentru că dacă ați băgat de seamă, societatea omenească în genere e destul de agresivă. Agresivitatea e o realitate. Nu numai la noi în România, pretutindeni. Și atunci stau de vorbă cu dumneavoastră și vreau să spun cât mai multe. Încercați și dumneavoastră să dați o replică. Dar eu știu că vreau să spun. Și vă iau cuvântul. Și lucrurile acestea nu sunt de natură să-i apropie pe oameni. Pe de altă parte, nu vreau să fiu pesimistă și să spun că totul e pierdut. Nu. E o treabă de educație. E o treabă de comportament dobândit. În momentul când te freci cu oameni bine crescuți și vezi, citești pe chipul cuiva, numai lumină, numai privire caldă, atrăgătoare, îți încuvințează spusele, fără să vrei, îl imiți. Și atunci e o adevărată încântare să intri într-o asemenea societate. Trebuie să vă mărturisesc cu oarecare umilință că eu n-am reușit, în lunga mea viață am ținut cursuri, conferințe în zeci de locuri, n-am reușit să am priză la o categorie de vârstă, nu la copii. Ciudat, cu copiii am găsit o prostioară să le spun și imediat le-am câștigat atenția. E vorba de adolescenți, adică nu sunt nici maturi, știți, sunt bărbătuși și femeiuști în devenire. Și au o doză, au o, da, să spun așa, o mică parte din personalitatea lor care începe să fie blazată. Vine și asta să mai îmi spună nu știu ce, nu mă interesează. Și acolo n-am avut priză, trebuie să recunosc. Însă în rest, lumea e receptivă. Și mi-ar face plăcere să abordez cu dumneavoastră și poate că, dată fiind vârsta, puteți să-mi dați un răspuns mai aproape de adevăr. Când apare câte o prostie, aproape toate sunt prostii, la televizor și noi ăștia mai bătrâni ne plângem, zice, asta cere publicul. Eu nu cred că e vorba de cererea publicului, tânăr sau bătrân, public în genere, ci e vorba de capacitatea redusă a celuia care face programul.
Pentru că e mult mai ușor să-l pui pe cutare cântăreț de manele să-ți ardă o cântare decât să încerci să faci un program de jumătate de oră cu muzică elisabetană și să explici despre ce e vorba, de ce se numește muzică elisabetană, care au fost compozitorii și iată exemplificarea. Și eu sunt convinsă că lumea ar fi receptivă. Nu de a doua zi, toată populația Bucureștiului să nu mai asculte decât muzică elisabetană. Da. Să nu fim exagerați. Dar nici povestea asta, ușurința cu care se aruncă în dreapta și în stânga subiecte de proastă calitate, subiecte care nu te înalță sufletește, care nu te curăță. O muzică din asta, după ce ai ascultat-o, cu referire la manele, să știți că dacă asculți muzica, e foarte interesantă. Manelele sunt o formă de muzică orientală, extrem de interesantă. La noi însă au fost aduse de țigani și ceea ce e scandalos, ceea ce mi se pare mie că e scandalos la ele, este textul care a fost pus. Un text foarte decoltat, foarte decoltat și care nu slujește la nimic. Ori lumea nu discută acest aspect. Concertele de muzică clasică se împuținează tot mai mult. Și mai e ceva. La aceste concerte începe să vină o lume care nu simte nevoia să se asorteze cu concertul. Un concert de muzică clasică cere să te îmbraci cuvincios. Nu poți să vii bărbat fiind cu pantaloni scurți sau cu o cămașă cu guler răsfrânt, nu? Ori se mai întâmplă și asemenea lucruri. Toți cei care frecventăm festivalul Enescu știm treaba asta. Pe de altă parte, eu vreau să știți să țin cumpăna, discutând în mare sau în general aspectele acestea legate de politețe. Să știți că mi s-a întâmplat în multe rânduri ca tineri să vină să mă întrebe cum ar trebui să mă port în cutare împrejurare. Dar spuneți-mi, dacă intru într-o casă străină, ce fac? Dacă sunt prezentat unui domn în vârstă? Dacă sunt în vizită la un profesor universitar? Aștept să mă retrag? Sau mă concediază el? Vedeți, toate lucrurile astea țin de subtilitate. Și dacă m-am aplecat asupra acestor ipostaze, dacă m-am gândit mult la ele, știți care mi-a fost motivația? Eu am fost, și când spun eu, aș putea folosi pluralul, adăugându-l și pe soțul meu, pe Manole Filidi, noi am fost foarte prieteni cu Alecu Paleolog. Și dumneavoastră știți că lui Alecu, oameni necugetați, așa, dacă vreți, răuvoitori, i-au pus această maculă de turnător. Nu? A turnat. Ori povestea cu turnătorile lui Alecu e de-a dreptul hilară. Stătuse nu știu câți ani în pușcărie, acum se relaxa oarecum regimul și i-au oferit posibilitatea să scrie, să nu vă mirați, la gazeta de perete a pușcăriei, a închisorii. Ori un om care era intelectual până în cea mai mică fibră a ființei sale, care n-avusese ani de zile un creion, care putuse cu un ax sau cu o așche, putuse să zgârie câteva cuvinte pe o bucată de săpun, vă dați seama ce plăcere nebună a fost pentru el că poate să scrie un articol. Evident, își dădea seama că nu era să scrie nu știu ce savanterie sau să scrie ceea ce îi venea în cap, adică să injure pe torționar, pe temnicer. Nu putea să facă nici chestia asta. Și atunci el era în dispută ideologică, dispută care n-avea nimic de a face pumnii cu
s-o rezolve cu pumnii, ucrainic. Un Nichifor Crainic. Și atunci a scris un articol împotriva lui Crainic. Iată turnătorul. Vă dați seama ce prostie a fost asta. Dar asta nu privește exact politețea. El și spune în cartea privind arma, politețea ca o armă, și pe urmă am dezvoltat subiectul ăsta, un lucru care pe mine m-a marcat. Deci să știi că un anchetator, dacă era politicos, scotea mult mai multe de la tine decât dacă zbiera și țipa și era violent, cum erau mai toți. Nu? Alecu, spre deosebire de Corneliu Coposu, cu care deopotrivă, tot prin soțul meu, am fost foarte apropiată, o să vă mirați, dar le găsea acestor anchetatori niște virtuți. Dragă, zice, am putut să stau de vorbă cu el. Tipul nu era complet idiot. Și am abordat diverse subiecte. Pentru un om închis, pentru un om contrariat, cum erau ai noștri în pușcării, lucrul reprezenta foarte mult. În vreme ce Corneliu Coposu nu discuta. Toți au fost niște idioți. Și a avut îndreptățirea lui, povestea nu se discută. Dar, vedeți, cred că e foarte important să subliniem importanța politeții. Iată ce poate face politeția. Politeția stabilește o legătură, o comunicare între oameni, oameni care nu sunt totdeauna în situația de temnicer și de închis, nu? De pușcăriaș. Și atunci e absolut necesară, absolut necesară. De aceea sunt amuzante într-un fel și cărțile astea care apar acum. Pentru că ați văzut, fie că vin din străinătate, fie că scriu ai noștri și apară și în câte 7-8 ediții, prin urmare undeva fiecare simte nevoia să-și nuanțeze comportamentul, să găsească noi forme. Dacă vreți chiar să fiu mai atrăgător, cum să fiu eu mai atrăgător? Păi mă duc într-o casă și încep salutare fraților? Nu. Cred că dacă spun sărut mâna doamnelor, bărbat fiind, sau femeie fiind, bună ziua doamnelor, domnișoarelor, fac un compliment, mângâi o pisică, mângâi un cățel, imediat se stabilește această comunicare. Sigur că e foarte greu, cred că e aproape imposibil să facem niște reguli pentru fiecare împrejurare. Și totuși, când aduci florile, cum le aduci, cum le oferi, când te duci prima dată într-o casă, când faci un cadou, când te duci într-o casă, cum te îmbraci, când stai de vorbă cu o persoană în vârstă, când ești tânăr bărbat și ai în față o doamnă în vârstă. Totuși, niște reguli cred că trebuie observate. Așadar, lucrul cel mai elegant în momentul când vrei să oferi niște flori cuiva este să le trimiți prin comisionar. Sigur că o să-mi spuneți, e puțin depășit, e adevărat. Asta presupune la un nivel totuși de distanță între cel care oferă și cel care primește. Dar trebuie să ne gândim puțin și la un lucru. Eu vreau să aduc un buchet superb și în casele foarte mici în care noi stăm, eu gazdă ce fac mai întâi? Sigur, iau florile și trebuie să le admir, chiar dacă în sinea mea mă gândesc, Doamne, ce culori, cineraria. Ăsta e idiot complet că mi-a adus asemenea flori. Păi da, astea sunt flori de mort. Trebuie să păstrez o bună dispoziție, să zâmbesc, să spun că sunt florile foarte frumoase. Cea mai mare parte a oamenilor astăzi aduc flori care sunt flori tăiate de obicei. Și atunci trebuie să stai să le desfaci din 7
hârtii, una mai nepotrivită decât alta și sforile alea de toate culorile. Ce faci? Te ocupi de musafir sau te ocupi de flori? Deci ideal ar fi să le trimiți cu o zi înainte prin comisionar. Să spunem că lucrul ăsta îl fac foarte puțin. Și atunci vii cu florile iar așa, cum îi le oferi gazdei, știți? Că foarte multă lume le oferă cu florile în sus, dar foarte mulți, și asta vă spun pe propria mea experiență, foarte mulți îți oferă buchetul doar să-l iei, adică cu cotoarele, aproape să-ți scoată ochii cu acele cotoare, știți? Sigur. Da, mă gândeam acum, apropo de ce spuneați, că cred că unul dintre motivele pentru care tinerii nu mai sunt la fel de interesați de maniere și de politețe este că le pare ceva excesiv, adică sunt anumite gesturi care cumva sunt scoase din context sau care nu se mai potrivesc timpului sau le este frică să nu fie artificial. Și voiam să vă întreb, în ce măsură trebuie să ne adecvăm contextului sau regulile respective rămân generale? Adică, de pildă, spuneați despre niște contexte în care, nu știu, mergem la cineva acasă pentru prima dată, ne întâlnim cu o persoană în vârstă, etc., etc., dar dacă e un context mai familiar, atunci înseamnă că regulile de politețe și de, nu știu, maniere nu mai contează? Adică, care e dozajul? Cum ne adaptăm la... Cred că iar trebuie să revenim la educație, pentru că, știți, ai un concert de Mozart pe care îl poate interpreta Alexandru Tomescu, dar să știți că este și vioristul din colțul străzii la Maltopol aici, care poate să-l scrijelească. E același lucru. Tânăr fiind, de pildă, tu trebuie să-i lași, e o chestie de preemțiune, să-i lași celui mai în vârstă să vorbească. Acum și ăla, nu vreau să dau nume, dar și în societatea noastră au fost și sunt totdeauna oameni mai în vârstă care vorbesc non-stop când sunt într-o societate. A existat un personaj foarte interesant, era și cronicar, era istoric al dreptului, un om foarte cultivat, Sucheanu. Ide Sucheanu. Vă repet, un om foarte cultivat, era unul din obișnuiții casei noastre, era surd și în momentul când Sucheanu venea la noi, când intra în casă, începea să vorbească, până când ieșea. Și vorbea foarte tare, surd fiind. E, sigur, lumea din jur se vedea a fi, iată, politicoasă și îl lăsa să vorbească. Nu era același lucru cu Barbu Grezeanu. Barbu era un personaj mai mult decât interesant într-un salon, dar era atât de atent la reacțiile celor din jur încât discuția devenea muzicală, aș spune. Mm-hmm. Și ăsta e un lucru foarte important. Dumneavoastră, dacă vreți să vă amuzați ca observator, făceți-vă invitată la Palatul Regal. Pentru că acolo, sigur că ei au niște reguli. Poftesc oameni din diverse medii sociale. Și când trăia regele Mihai, care cred că a fost omul cel mai răbdător de pe lume, fiindcă, sigur, cât a fost rege, avea o poziție. Acum, când era rege detronat, trăind într-un palat și noi taxându-l tot, ca suveranul nostru, omul ăsta stătea în picioare și își primea musafirii. Și nu era om invitat la Palatul Elisabeta care să n-aibă ceva să-i spună regelui. Dar vedeți, și acolo îți trebuia o măsură. Nu te duci să-i povestești viața. Majestate, știți cine sunt eu? Sunt nepotul ăluia care v-a făcut o pereche de cizme și dai și dai și dai și dai. Nu? Și regele, să știți că abia zâmbea săracul, dar ce-o fi fost în sufletul lui, fiindcă astea erau toate niște lucruri pierdute. Niște lucruri pierdute. Uh-huh. Și în același timp privea cu, sau primea cu stoicism toate aceste
nu erau dovezi de nepoliteță, dar oamenii așa credeau că trebuie să-l informeze, nu? Să știți că e o adevărată artă în a te purta în societate, a fi foarte agreabil și a nu se spune despre tine, vai, nu vreau să am de-a face cu ăla, că e mitocan peste fire. Mai ales pentru meseriile, că nu toate meseriile sunt, aș zice, publice, nu? Dar gândiți-vă și dumneavoastră că te duci la un doctor dacă știe și cum să-ți vorbească. Dacă stă încremenit și tu îi spui una alta și pe urmă, hai, de ajuns, gata, te întreb eu acum. Nu-mi răspunzi decât la ce te-am întrebat. Te crispezi, da. Te închizi în tine și comunicarea încetează, ceea ce e un lucru grav. La fel de important, eu sunt tentată să includ tot în sfera politeții și felul cum unii profesori universitari își țin cursul. Foarte multă lume are niște hârtii în față și citește. Și oamenii aceștia citesc, adică trec și 10 minute fără să-și ridice privirea de la pagini. Unde e contactul? Unde e legătura permanentă între ce fac eu și privirea auditoriului? Nu se poate. Nu se poate. Știți? De aceea, mie mi se pare foarte interesant. Nu mi-a trecut niciodată prin cap să fac un decalog. Un decalog poate expandat. În împrejurarea cu tare face așa sau așa. O să mă mire, dar cred că întrebarea cea mai frecventă apropo de politeță, știți care a fost? Dacă mă duc în vizită și afară e murdar, e noroi, e zăpadă, ce fac, mă descalz? Sigur că eu am sărit absolut indignată și am spus nu. Bine, dar e o nepoliteță, fiindcă murdăresc covoarele. Există o mulțime de mijloace. Când ai plecat din casa ta, ai văzut că e vreme urâtă și îți iei niște șervețele cu care te vei șterge la ușa gazdei. Încerci să te ștergi cât mai bine. Ce rămâne privește gazda. Pentru că nu e admisibil, o să mă mire. Nu mai sunt un om tânăr și am văzut și am trecut prin multe. Dar vă rog să mă credeți că în ziua când un ambasador român a venit la mine în vizită și mi-a adus un buchet de flori uriaș de care vă spuneam și încercam să îi găsesc un loc repede ca să mă ocup de oaspetele meu, lui nu i-a trebuit mult timp ca să-și scoată pantofii. Și când l-am văzut în ciorapi, nu găseam cuvintele. Mă grăbesc să spun că ciorapii erau curați și nu erau rupți. Știți că circulă și glume pe tema asta. Dar eu am încercat un sentiment de umilință în fața acestui bărbat în ciorapi. Distanța între noi era foarte mare. Adică eram doi oameni politicoși care aveam niște lucruri de discutat. Venea dintr-o țară unde fusese acreditat 4-5 ani și îmi povestea niște lucruri. Asta este altceva. Dar cum să stai de vorbă cu un bărbat? În ciorapi. Ori este evident că omul considera că asta este ceva politicos, nu? Ca să vă spun că la Belle Époque era de neconceput, când la Belle Époque erau niște reguli care categoric astăzi nu pot fi urmărite. Gândiți-vă că am avut rude pe care le-am cunoscut foarte, foarte bătrâne, dar în copilăria, în adolescența lor, acele tinere în floare de care vorbește Proust, n-ar fi putut ieși la plimbare singure. S-ar fi compromis. Ori acum nimănui nu-i trece prin cap o fetișcană de 14-15 ani, umblă, nu? Nu vreau să spun cât umblă și cum umblă și excese, care sunt și alea destul de numeroase. Asta este o regulă de politețe care, evident, este desuetă, nu? În momentul de față. Și sunt încă foarte multe.
altele. Dar parcă unele îți fac plăcere să le urmărești astăzi, când te duci într-o societate și când bărbații se ridică în picioare la intrarea unei femei. Dar mie mi s-a întâmplat să mă duc și la o conferință la Ministerul de Externe. Nu erau locuri. Și eu stăteam în picioare lângă un tânăr diplomat român care stătea pe un scaun, în fine, cum să spun, verbul franțuzesc este afalé. Era afalat, era trântit pe scaunul ăla. Nu stătea ca lumea. Și i-am atras atenția, zice, doamnă, dar ăsta e scaunul meu. Știți că eu m-am simțit prost, nu e. Deci, mie mi se pare că asta face parte, exemplul pe care vi l-am dat, cred că asta face parte din regulile veșnice de politeță, da, nu? Da. Adică... Nenegociabile. Nenegociabile și, dacă vreți, această... Această grijă pe care cred că totdeauna ar trebui să o aibă bărbații, oarecum să o crotească femeile. Pentru că, bun, noi suntem egale cu bărbații. Egalitate de nu mai putem. Da și nu. Nu încep acum să spun că suntem persecutate acolo, că nu știu unde avem servicii, salarii mai mici. Sau... Nu, astea sunt. Poveștile astea. Eu însă mi-am fost victima unei astfel de împrejurări pe care n-am luat-o drept impolitețe. Poate că să-mi spuneți dumneavoastră cum trebuie catalogată. Eu sunt bucureșteancă, mi-am făcut studiile aici și am avut serviciu aici și mi s-a năzărit la un moment dat să plec la Cluj. Era un post de conferențiar liber, îndeplineam toate condițiile și m-am dus să-l informez pe rectorul de la Cluj. Rector care îmi condusese și doctoratul. Deci aveam o legătură profesională mai strânsă cu domnia sa. Și, domnule profesor, uitați, vreau să candidez, așa și așa și așa. Și el, după ce îmi face niște complimente, că am lucrat, că am făcut, dar să știți că votez împotrivă. De ce? Și pentru că sunteți femeie. Evident că m-am retras și pe urmă lucrurile au fost chiar caragioase, fiindcă, sigur, m-am văzut de treabă aici la Institutul Iorga al Academiei și fata profesorului peste ani cu care m-am împrietenit și acum când ne întâlnim la câțiva ani odată își cere scuze pentru spusele tatălui ei. Sigur că asta a fost o excepție. Dar bărbații trebuie totdeauna să păstreze puțin, într-o gestică minimă, trebuie să păstreze această solicitudine față de femei. Este un lucru foarte important. Oricum, mi se pare că din tot ce spuneți transpare ideea că manierele și politețea sunt, de fapt, despre grija și respectul față de ceilalți. Sigur, de încercarea de a nu face ceva excesiv, care l-ar deranja, care i-ar face o neplăcere. Și asta pare să se aplice tuturor oamenilor. Adică, de obicei, sunt foarte mulți oameni care asociază manierele și politețea cu înalta societate, cu un anumit status social, dar din ce spuneți dumneavoastră, mi se pare că... E accesibil cumva pentru toată lumea, adică nu trebuie să vii dintr-o anumită familie pentru a te purta în felul acesta. Și credeți că adică, poate fi învățat, chiar dacă, să spunem, nu ai primit lucrul acesta din familie? O, da, în măsura, sigur, dacă nu ești anahoret, dacă nu trăiești undeva în creierul munților și cobori de două ori pe an cu traista în băț să te aprovizionezi, nu contează. Dar în momentul când ești în societate, acest frecuș între oameni, te învață să te porți, să știți, și eu cunosc destui oameni, e o plăcere, atenția și grija. De exemplu, dar vedeți, mai e ceva. Noi nu putem să discutăm numai la modul general. Noi trebuie să ne asumăm, noi românii, niște caracteristici. Și nu știu să vă găsesc motivația.
Am stat de vorbă pe subiectul ăsta și cu Vintilă Mihăilescu. Nu-mi dau seama de ce românii manifestă un dispreț abia mascat pentru oamenii în vârstă și pentru oamenii handicapați. Da. Foarte lesne ți se trântește babo, mamae, tatae. Nu întâlnești același lucru, de pildă, în societatea britanică, unde bătrânii sunt priviți, și eu nu știu ce fac englezii, mă uitam pe stradă cum se poartă cu oamenii în vârstă, mă uitam în metrou, în diverse împrejurări, totdeauna să găsesc 2-3 tineri care să ajute o doamnă în vârstă să urce, să-i țină traistele sau mai știu eu ce. La noi nu există treaba asta. Și stăteam și mă gândeam că nu toți acei așa zici cetățeni britanici or fi fost, știți, cu origini până la Wilhelm Cuceritorul. Dar făceau lucrul acesta. Or, la noi nu e așa. Mi-aduc aminte că fac o emisiune la o televiziune și, în fine, era un subiect, aș zice că e actual și acum. Moderatoarea mă întreabă: Doamne, ce ar trebui să facem noi românii în cazul când suntem atacați? Păi zic, ce-am făcut totdeauna? Ăștia tineri să pună mâna pe armă și să apere țara, iar noi bătrânii să stăm să avem grijă de răniți, să gătim, să încercăm să le facem viața ușoară, nu se poate, dar suportabilă celor în neputință sau chiar luptătorilor care se întorc de pe front. Mie mi s-a părut că era un răspuns de bun simț, era un răspuns absolut retoric, da, era un răspuns. Cum emisiunea era interactivă, sare unul și zice: ce caută baba asta? Zice, o caută moartea pe acasă și vine să-mi spună mie ce să fac. Să pun mâna pe armă. Ce-a făcut statul pentru mine? O să spuneți, asta nu e nepolitețe, asta este mitocănie. Și fără îndoială că da. Dar, vedeți, este o concepție. Da. E o concepție, te speri pe mâini, pentru că e mult mai ușor să fii mitocan ca să răzbești în societate cu gură mare, cu aplomb, dai cu cotul, dai cu genunchiul, dai cu orice, în bătrâni, în bolnavi, în... Nu se poate, știți? Dar cred că aici e o treabă de educație, nu știu să vă spun ce fac profesorii, cât reușesc profesorii în școli. Sigur că există și tineri extraordinari de politicoși, dar să vă spun ceva care o să vă mire. Când văd un adolescent de 13, 14, 15 ani excesiv de politicos, mă mir. Și probabil că ăsta este mersul societății, adică o agresivitate în expansiune, să fie o autoapărare, nu-mi dau seama. Ești într-un troleibuz, într-un autobuz și sub nasul tău îți ia locul, deși vede că ești o persoană în vârstă și ai fi mai îndreptățită să stai. Pe urmă se așează acolo și se uită fix într-un punct foarte curios, e foarte preocupat de acel punct, numai să nu reacționeze la apropierea ta. E o treabă de educație, e o lipsă de politeță, nu-mi dau seama. Poate să fie și o apărare. E momentul lui în care se simte puternic. Și se simte puternic față de un neajutorat, pentru că o femeie de 80 de ani dorește să stea, nu? Pe scaun. Astea sunt treburi de nuanță. Eu cred că trebuie să ne îndreptăm spre cei care, sincer, vor să afle cum trebuie să se poarte în cutare împrejurare, nu? Pentru că să știți că politeța are foarte multe fațete. De pildă,
poți să ai un parapon pe preoți. Ai trăit într-un spațiu unde au fost niște preoți care ți-au făcut rău. Ai cunoscut un preot care a fost îngrozitor, care a făcut nu știu ce. Și te duci undeva în vizită, nu știi, nu cunoști exact familia, dar, Doamne, poți să fie mama gazdei, tatăl gazdei, pot să provină dintr-o familie de preoți. Și atunci politeția cere ca niciodată să nu abordezi o discuție la modul categoric. Inginerii sunt împiți, avocații sunt escroci, doctorii, aceste judecăți de valoare, e mai bine să nu le faci. Chiar dacă în auditoriu, printre ceilalți musafiri, nu există un reprezentant din această categorie. Pentru că acest fel categoric să-i nominalizeze în felul ăsta, să-i apostrofeze în felul ăsta, face bine. Nu face bine, nu te încadrează în societate. Cu alte cuvinte, gazda nu-i bucuroasă să te cheme și a doua oară. Da, cred că politeția e foarte mult despre, tocmai despre a discerne toate nuanțele acestea, toate diferențele, toate cazurile particulare și despre a nu generaliza, a pune totul practic într-o cutie, într-un borcan și... Sigur că da, sigur că da. Însă, vedeți, politeția, ca orice manifestare umană, și are istoria ei, nu? La curtea regilor Franței, politicos era, eu știu, în vremea lui Francisc al nu știu câtelea, să umbli într-un anume costum. N-ai putea să porți acum acest costum. Mai e ceva. Este această atitudine foarte atentă, foarte grijulie, să nu fii strident, să ieși, să te diferențiezi, dar în același timp să nu ieși totuși prea mult în evidență, fiindcă lucrurile nu dau bine. Englezii, care totdeauna au dat tonul în materie de ținută, vă amintiți faimoasele lor stofe, faimoasele, mă refer la bărbați, faimoasele lor haine. Sigur că și noi românii, aflându-ne la un moment dat la Londra, mă refer acum la niște români de ăștia trimiși în vremea dictaturii comuniste, erau îmbrăcați în așa fel încât au fost socotiți chelneri la o ceremonie, știți, pentru că, în fine, aveau prea multă rigoare, oarecum, pe ei. Pe urmă, când te duci într-o casă modestă, nu-ți pune cel mai bun toate bijuteriile și nu începe să spui că geanta asta ai cumpărat-o și te-a costat 3.000 de euro. Sau... Da. Adică trebuie oarecum să te asortezi cu restul lumii, că nu trebuie să vorbești de eu nu pot să mă iscălesc în condica de la magazinul unde lucrez decât cu un stilou Mont Blanc sau chestii de felul acesta, știți, care te pun în evidență, dar nu te pun pozitiv. De aceea eu cred că e o întreagă artă și, dacă vreți, îi găsesc o anume armonie, o anumită muzicalitate. Nu-mi dau seama, aș putea în lunga mea viață, vă spun, am întâlnit oameni foarte politicoși, oameni foarte toleranți, dar și oameni care vrei să spui ceva, îți dau voie 2-3 minute și pe urmă, exact unde a oprit fraza, o continuă. În așa fel încât îți dai seama că intervenția ta a sunat în gol.
Și asta este o lipsă de politeță a acestei persoane, nu? De aceea, cred, e o anume muzică pe care o cânti sau o interpretezi, o interpretezi într-un salon. Ați menționat acum despre stilul vestimentar și era ceva care mă interesează foarte mult. Mi se pare că acum una dintre, nu știu, devizele de bază este să fie în pas cu moda, adică e această idee de modă care se schimbă foarte, foarte rapid. Și pe de-o parte poate părea sigur un lucru bun să fii în pas cu moda, să încerci să te adaptezi la toate tuturor acestor trenduri, dar pe de altă parte sunt foarte mulți oameni care cumva nu vor să intre în această cursă până la urmă și preferă de pildă să se îmbrace, în fine, ceea ce se numește vintage, haine vechi, să nu știu, cumpere anumite piese care cumva sunt considerate eterne, ca să spun așa. Cum credeți că ar trebui aici să, nu știu, să echilibrăm cele două abordări? Cât să fim în pas cu moda, cât să nu fim... Ați folosit cuvântul. Trebuie să le echilibrăm pentru că, de fapt, există ceva care ne ajută și pentru modă și, în genere, pentru ieșirea în societate, și anume măsura. Vedeți? A te ține în pas cu moda e un lucru extraordinar. Pe de altă parte, aș zice că nu prea contează. Pentru că, nu știu să vă spun acum, în momentul de față, în Occident. Pentru că în Orient, în Rusia, lucrurile nu contează. Aia se îmbracă cu ce pot, aia sunt foarte săraci. În Orient există aproape o costumație, nu? Care nu intră în ceea ce noi numim modă, dar la noi, cine dă tonul modei? Eu am rămas absolut stupefiată când am văzut că își dă cu părerea, știți, cred că Einstein când și-a prezentat teoria relativității nu era atât de umflat în pene cum era această persoană, e o femeie, care explica cum trebuie să fie reverele la hainele bărbaților de 3 cm nu știu unde și de 7 mai sus, și ea însăși, probabil ca să fie originală, avea la sub braț o căinușă. E o modă? Dumneavoastră mă vedeți pe mine venind, fiind foarte respectoasă și foarte politicoasă față de dumneavoastră, de casa în care am intrat, dar, doamnă, să știți că așa se poartă. O găină la sub braț. Eu cred că nu merge povestea chiar așa. La noi, din nenorocire, acești promotori ai modei, aș zice că nu sunt de cea mai bună calitate. Și dacă vă amintiți de Coco Chanel, trebuie să conveniți alături de mine că tot ce a lansat ea a fost de cel mai bun gust. Au fost lucruri practice, erau lucruri apărute după război, când lumea era foarte sărăcită și atunci trebuia să găsești o formulă. Păi formula ideală pe care a găsit-o femeia asta, sigur, dacă erai de 140 de kilograme, n-avea ce să facă. Dar dacă aveai un corp cât de cât convenabil, această rochie neagră pe care a lansat-o ea pe piață, cu un guleraș, cu un cordon, cu o mică broșă, cu o mică fantă aici, care a făcut senzații prin 1937, toate lucrurile acestea au fost absolut nemaipomenite. Pe urmă sunt taioarele Coco Chanel, nu? Nu vreau să fac parada modei, eu sunt puțin borfomană și trebuie să vă spun că eu am vreo 20 de taioare. Croitoreasa mea și știe. Zice, doamna, le face Coco Chanel. Coco Chanel. Mie mi se pare că asta mi se potrivește cel mai bine. Pentru că trebuie să ne mai gândim și la un lucru. Trebuie să ți se potrivească. Nu poți cu orice preț, iertați-mă, dar eu, de exemplu, nu le înțeleg. Problema nu-i să le accept sau să le resping. Dar nu înțeleg fustele care sunt într-o parte lungă de jumătate de metru și într-o parte scurtă tot de jumătate de metru. Nu le înțeleg și nu cred că mi-ar veni mie bine.
Poate că o fată subțirică, grațioasă, poate să-și permită așa ceva. Pe urmă, este această combinație de materiale imprimate diferite. Da. Asta este ceva ce, vă spun sincer, eram de ună la coafor și era așa, o clientă acolo, nu puteai să-i zici nimica. Îmi venea apă în gură. Nu rezistam, nu știam ce să fac, să nu mă uit la ea. Nu pricep lucrurile acestea, dar sigur că trebuie să le acceptăm. Și pe urmă, știți, mie mi se pare un lucru foarte important, cum vă spuneam, nu te poți duce așa exagerat îmbrăcată undeva într-o vizită. Eu nu știu cât de bine putea să fie primită, e o persoană foarte la modă în societatea noastră. Mă întorceam de curând din străinătate, eram în aeroport și avea o pereche de cizme de piele întoarsă cu cristale Swarovski făcute, niște modele pe ea. N-aș zice că era frumoasă. Pe urmă, e o modă pe care nu o înțeleg și care nu e în avantajul femeilor. Piciorul femeii, de cele mai multe ori, e frumos. Dacă e urât, nu câștigă cu încălțările care funcționează acum. Adică niște încălțări cu talpă groasă, foarte, foarte groasă, sau acești pantofi sport, care se pun în toate împrejurările. Dumnezeu să mă ierte, fac emisiuni la televiziune și moderatorul vine cu niște Adidas. Nu cred că câștigă foarte mult, nu cred că e foarte convingător. Toate lucrurile astea o să-mi spuneți că nu țin de politețe. Oare cum țin de politețe? Țin de politețe nu neapărat față de mine, invitatului, ci chiar față de post. A, știu eu, postul cu tare, păi ăla vine așa, parcă e prins de pe gârlă, nu? Dar e o întrebare, întrebarea rămâne retorică, pe care eu o pun în continuu. Poate că n-am dreptate, poate că societatea care se ridică acum, adică oamenii care au 30 de ani plus minus și care sunt în plină emergență, ăștia conduc deja sau fasonează societatea și se vor implica tot mai mult. Care va fi aportul lor? Ce gândesc oamenii aceștia? Afară de a se uita într-un telefon și într-o tabletă la nesfârșit, vai, chiar când stau de vorbă cu tine. Asta să știți că nu categorisesc drept nepoliteță. Asta e mitocănie. Să vă spun că mi s-a întâmplat să primesc oaspeți la mine acasă, oameni foarte drăguți, dar au o fată de 16 ani, nu? Mm. Și fata se plictisește. Și atunci își scoate telefonul și se uită foarte preocupat la acel telefon și dacă treci pe lângă ea, vezi foarte bine că sunt două pisici care miaună sau, eu știu, e o vorbă spusă mai rapid sau mai lent. Sigur că acestea, dacă vreți, sunt mărunțișuri, dar definesc omul și până la urmă cred că trebuie să facem apel la o caracteristică a noastră. Caracteristica de maimuțe. Maimuțele imită. Ori eu, dacă vă văd pe dumneavoastră că vă mișcați așa, 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 încep încet, încet să vă imit. Și cred că e un lucru pozitiv. Pe cine imităm? Ne imităm părinții, ne imităm profesorii, îi imităm pe cei din jur. Deci, cred că fiecare din noi, când ieșim în societate, ar trebui să ne gândim că mai mult sau mai puțin suntem într-o vitrină. Nu credeți? Da, e interesant ce spuneți. Adică, permanent să ne monitorizăm, să fim atenți la mișcările noastre, la reacțiile celorlalți față de mișcările noastre.
Dar e interesant și ce spuneați mai înainte despre exemplul cu fetița de 16 ani, pentru că cred că o bună parte din motivul pentru care manierele și politețea noastră au fost schimbate e și comunicarea aceasta instantă, ceea ce a dus internetul, tehnologia, pentru că devine mult mai greu să fim atenți unul la celălalt, să, nu știu, ne trimitem scrisori, să ne trimitem mesaje lungi și cred că și asta mă gândesc că a avut un rol foarte important în a afecta tot ce spuneți dumneavoastră. Aveți dreptate, dar asta este o realitate. Acum eu pot să vă fac o pledoarie împotriva tabletelor, să vorbesc 3 zile neîntrerupt, dar n-ajung nicăieri pentru că ele continuă să fie o realitate. Continuă, eu am o stră-nepoțică de 11 luni și părinții o așează pe fotoliu și are televizor în față. Și stă cu, cum se cheamă asta? Telecomanda sau? Telecomanda. Stă cu telecomanda și cu gheruțele alea de 11 luni, apasă până apar desene animate. Deci în căpșorul ei s-a format deja legătura asta, nu interesează altceva. Țup, 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 țup și în câteva minute, sigur că apar cartuns și se liniștește. Asta e realitatea, fără îndoială. Dar sărind de la o informație la alta, că mă plictisesc, văd pisici, văd o cădere de apă, văd un mustăcios, văd o cântăreață, o dansatoare de flamenco sau nu știu ce, trecând de la o imagine la alta, cu ce rămân în cap? Și atunci întrebarea mea este, acești oameni mai pot să fie numiți creatori? Îi mai poți îndrepta spre o profesiune, spre a deveni specialiști foarte serioși? Eu vă spun, am fost foarte, foarte nedumerită și când am primit a treia oară răspunsul ăsta, am tăcut din gură și am spus, mai bine mă retrag eu, fiind vorba de niște lucrări complicate, zic, uite, trebuie să ne apucăm să edităm cu tare text, ce nu-i nimica, că ne uităm pe internet. Păi eu nu pot să fac o ediție critică cu Gălnicianu, pomeneați când... Da. Am discutat la început, nu pot să fac o ediție cu Gălnicianu uitându-mă pe internet să văd ce scrie acolo. Aseară am avut o discuție fantezistă, dacă vreți. Public undeva într-o revistă niște relatări despre Charles Adolphe Cantacuzène. Ăsta este un poet simbolist foarte interesant, foarte cunoscut în Occident, care a murit în 1949 și peste care s-a așternut tăcerea. Omul provenea din familia Cantacuzino, prea bine cunoscută. Și eu am spus acolo, Charles Adolphe, care, victimă a represiunilor comuniste, se întorcea spre casă, a murit, a făcut un stop cardiac și a căzut pe stradă. Și cel de la redacție care a primit textul, doamna Filiti, să știți că eu verific tot. Și am verificat și el n-a murit acolo. A murit într-o pivniță, într-un subsol unde stătea, nu știu ce. Fiindcă m-am uitat pe Wikipedia. Da, zic, dumneata, te-ai uitat pe Wikipedia, dar eu dețin informația de la nepoată sa. De la Mihaela Rocco, adică... Totuși, îl ducea de mână pe bunicăsu. Vedeți, această nouă Biblie, care reprezintă pentru 90% din locuitorii terei internetul, să știți că e foarte pernicioasă. Păi s-a spus la televizor, păi s-a găsești pe internet. Și atunci, sigur, o să spuneți, e manipulare politică. Aia, fără îndoială. Dar eu degeaba vă spun dumneavoastră, dacă mergeți într-un salon, încercați să vorbiți pe un ton mediu. Când vi se adresează cineva, vă opriți și așteptați să vi se pună întrebarea. Și
răspundeți relativ politicos, nu ridicați tonul ca să vă impuneți. Sau chestii de felul ăsta. Păi, dacă vine un om, iată, pe internet și spune nu, dacă vrei să-ți impui punctul de vedere, zbiară, înjură-i, băia și termin. Ce faci? Da. N-ai câștig de cauză, știți? De aceea e foarte greu să dăm rețete. Și totuși, să credeți, să credeți că sunt foarte mulți oameni și politicoși și binevoitori care profită de informațiile și de știința ta și lucrul este reciproc. Și la sfârșitul unei vizite, la sfârșitul unei discuții, plăcerea e amândurora. Credeți-mă! Sper să fie și cazul întâlnirii noastre acum. Absolut, absolut, pentru că de când am venit aici sunteți drăguțe, bine dispuse, calme. Asta e mare lucru. Dar devine o raritate. Asemenea gestică, asemenea mimică, dar eu cred că nu trebuie să desperăm și mai ales să nu devenim niște persoane plângăcioase. Vai, nu e nimic de făcut, vai, tineretul nu citește, vai, eu trebuie să mă adaptez. Fiindcă dacă eu nu mă adaptez, cred că primul care suferă sunt eu însumi. Da, dar și aici e foarte greu să găsești granița aceea între a adapta și a nu pierde anumite principii sau moduri de a fi despre care vorbiți și a nu te lăsa prins de lucrul respectiv, dar în același timp a... Și să știți că e cu atât mai dureros pentru meseria pe care o practic eu, pentru că un inginer, cum să vă spun, eu știu, teoria lui Euclid e tot aia, nu? De 2000 de ani. Eu știu, un doctor, circulația sangvină, sigur că sunt niște metode noi acum de vindecare, de nu știu ce, dar un istoric are și un avantaj și un dezavantaj. Știe foarte multe lucruri, că tot timpul se uită în trecut și vede cum era. Se întâmpla așa, se făcea așa, oamenii spuneau așa, oamenii scriau așa, oamenii gândeau așa, oamenii se convingeau reciproc în felul ăsta, în felul... Și rămâi absolut uimit de reacțiile astea atât de deosebite. Dar cred că asta este mersul societății. Și probabil că pentru mine personal întrebarea va rămâne fără răspuns. Cât vor fi tinerii aceștia, oamenii, cum vă spuneam, în jur de 30 de ani, în măsură să conducă eficient societatea, nu? Peste 20, peste 30 de ani. Pentru că ai nevoie de niște cunoștințe, de niște cunoștințe foarte bune. În cutare împrejurare nu poți să spui, stai puțin că mă uit pe internet. Mai ales că și răspunsul de acolo nu e totdeauna cel mai bun. Și noi am avut ceva, și asta îmi face plăcere să evoc în fața dumneavoastră, ani de zile noi am beneficiat de influența franceză. Și această influență trebuie înțeleasă, cu referire la învățământ, la acest spirit cartezian care îi domină pe francezi, mult mai puțin, dar și astăzi. Și vă spun lucrul acesta pentru că îmi place să evoc în fața dumneavoastră un alt prieten drag, Neagu Giuvara. Neagu Giuvara s-a născut în timpul primului război mondial, e un copil postum, adică tatălui a murit înainte de a se naște Neagu. Și familia era destul de sărăcită și așa s-au întors lucrurile încât a primit o bursă la liceu, o bursă Dositei Filiti. Ăsta a fost un antecesor al nostru, un mitropolit al țării românești, după nu știu câte fapte de mitropolit, a făcut un așezământ și prin acest așezământ s-au dat câteva sute de burse. Și Neagu a avut bursă la liceul din Nisa. A făcut facultate, nu știu ce, pe urmă a venit în țară, e cunoscută viața lui, a plecat la 23 august și nu știu ce. Dar îmi vorbea de liceul francez, care are o, sau a avut,
foarte pregnant o trăsătură, și anume, ce învățai, treceai prin filtrul judecății tale. Cu alte cuvinte, era o învățătură creativă. Mm-hmm. Nu învățai ca un papagal 7 fraze, îi le debitai unei profesoare adormite și îți dădea o notă de trecere. Asta e un lucru, îți punea mintea la bătaie. Asta este un lucru extraordinar. În ce măsură astăzi această tehnică carteziană mai e folosită în spațiul pedagogic românesc? Asta e mare întrebare. Și n-am impresia, de fiecare dată când sunt într-un grup, când ascultătorii sunt în majoritate tineri, vai, doamnă, zice, păi nu interesează pe profesoare decât când a trăit cu tare domnitor sau când a ridicat cu tare mănăstire sau nu știu ce. Sigur că e important să știi dacă Ștefan cel Mare a trăit la vremea lui sau în secolul XIX. Da. Eu am avut, niște elevi cu ghilimete, că erau maturi și trebuiau să școlească, și îi întrebam, când începe secolul XIX? Ei, doamnă, când? La 1900. Da, eu. Dar când a trăit Cuza? Nu pot, eu am fost în misiune, doamnă. Bun, ai fost în misiune, dar măcar trebuie să știi că acest Cuza a trăit odată în spațiul românesc. Cam când? Nu? O să spuneți că astea nu țin de politeță, sigur. Astea țin de incultură, de lene, și nu-i pasă. Știți? Pentru că eu socot că mai e ceva. Un lucru foarte important, eu îl socot a fi ambiția. Puteți să nu fiți de acord cu mine, eu am fost un copil ambițios. Eu trebuia să ies prima. Mă uitam în dreapta, în stânga, nu-mi lipsea nimica. Când m-am dus la școală, ai mei foarte drăguți, o familie blândă și bună, copil unic la părinți, n-ai nicio obligație. Ai camera ta, ai tot ce trebuie aici, totul era asortat, să nu distoneze ceva, ai mâncare, ai căldură, ai îmbrăcăminte, n-ai decât o obligație, să înveți. Și așa se face că în momentul când dimineața trebuia să plecăm să mă ducă la școală, începeam să bat din picioare mai repede să nu pierd ceva de la școală. Eu am senzația undeva că această ambiție dispare și are legătură și cu politețea. Pentru că dacă eu am făcut un gest neconvenabil în casa dumneavoastră și oarecum mi-ați atras atenția, poate mi-a atras altcineva atenția, sau eu însămi mi-am dat seama că nu m-am purtat cum trebuie, din ambiție, mă gândesc și nu repet acest gest. Unde e ambiția multora? Nu contează. Vedeți? De aceea, până la urmă, dacă ar fi să rezumăm, politețe există, nu există, reguli sunt multe, sunt puține, sunt flexibile, sunt depășite, toate se rezumă la educație. Educația care este un proces permanent. Eu cred că de când te naști, nu? De când ești pui mic, cel mai bine e să stai la sânul mamei și dacă te lasă o clipă din brațe, să urli cât poți. Dar dacă mama are înțelepciunea să te pună pe pat, pe canapea și să se aplece ca să-ți dea sân, tu înțelegi, mama pune mâna pe tine, îți vorbește frumos, nu știu ce, înțelegi că nu trebuie să o torturezi, să stai tot timpul în poala ei. Și crești mare și frumos și deștept. E, dar pentru asta e vorba de educație. Și educație este până mori. Dar credeți că această educație, sigur, trebuie făcută în familie, în diverse asociații, în diverse grupuri, dar credeți că au un anumit rol și, nu știu, reguli de coerciție, adică legile? Credeți că ar trebui implementate mai multe legi, de pildă în România, pentru care să încurajeze respectarea, nu știu, manierelor sau să încurajeze politețea în general? Sau credeți că e o chestie mai degrabă care ține de individ, de
nu știu, grupuri și nu neapărat evident, de... Evident că, să vă spun ceva, și aici nu e mai o treabă de politeță, nimeni în Occident, când admirăm ținuta oamenilor din Occident, să știți că ăștia nu s-au născut educați. În Olanda, dacă în secolul 16-17, dacă furai și erai prins și furtul nu și-avea nicio justificare și de obicei furturile nu și-au sigur justificare, erai cufundat încet în ulei clocotit, dar nu repede, ca să nu mori, știți, într-o secundă. Și era adunată comunitatea toată ca să vadă ceilalți. Păi să știți că nu mai erau prea mulți făptași la fel. Deci și educația trebuie puțin, eu știu, un elev a fost obraznic cu o profesoară. Păi trebuie puțin pedepsit, nu? Problema nu-i să... Mi-aduc aminte de Alecu Paleolog, care povestea că educație făcea o poznă și the DACA, English nanny, astea au fost cele mai extraordinare și în spațiu românesc, și the DACA lui spunea: am să te bat cu biciu, dar nu imediat, mâine. Păi zice, stăteam toată noaptea, nu dormeam de frică, nu? Adică erau niște lucruri. Asta să fi făcut ca el, Neagu Giuvara, Manole Filiti, să fie așa de perfect educați în toate împrejurările, să știe să se poarte, să știe să aibă măsură, să fie toleranți. Nu știu să vă spun. Cu Alecu să discuți era o încântare, absolută o încântare. Chiar dacă spuneai o prostie, stai să mă gândesc puțin, cred că într-un fel ai și tu dreptate. Da. Te lăsa așa puțin în ceață, dar nu te făcea să te simți prost, știți? Toți erau așa, adică ăștia au fost, sigur, când i-am cunoscut eu, îi priveam așa puțin cu o distanță, les vieux beaux. De acum erau oameni 70-80 de ani, dar rămăseseră la fel de fermecători, de vii și de binevoitori, de binevoitori, știți? Pentru că s-a mai întâmplat un lucru și asta cred că e tot o caracteristică a noastră a românilor, și anume, un român când ajunge într-o poziție oarecare, încetează să mai zâmbească, să fie relaxat, trebuie să fie ca și cum ar fi înghițit o lămâie, și pontifică. Astea sunt lucruri foarte, foarte dezagreabile, știți? Poate ține și de ființa noastră, nu știu să vă spun, dar părerea mea este că un om politicos are mai multe șanse, nu numai de inserție socială, dar să se facă plăcut, să se facă iubit, să-l caute lumea. E bine să fii politicos. Asta nu înseamnă să fii slugarnic, știți? Și aici este, dacă vreți, o graniță. Până la Revoluție aveam parte de niște chelneri pe la restaurante care erau foarte insinuanți, așa, și permiteau foarte lesne să intre într-un fel de dialog și să facă niște glume și nu îndrăzneai să le zici nimic. Treaba asta, să știți, că a reapărut imediat după Revoluție. Au fost 2-3 ani o plăcere. Îi imitam pe occidentali, eram rezervați, ne știam locul, chelner sau chelnerițe fiind, și încet, încet am redobândit această, aș zice, nerușinare. Începe să stea de vorbă cu tine, începe să te sfătuiască de la egal la egal ce vin trebuie să bei și așa mai departe. Și asta cred că trebuie puțin temperat. De aceea, eu continui să susțin că a fi politicos
înseamnă, de fapt, să execuți o partitură muzicală. Am vorbit despre foarte multe tipuri de relații dintre părinți și copii, dintre copii și profesori, dintre chelneri și cumpărători și mă gândeam să vorbim puțin și despre relația între bărbați și femei. Vorbeați mai înainte despre grija pe care credeți că, na, în general, bărbatul ar trebui să o poarte femeii și că e o regulă nenegociabilă, ca să spun așa. Și voiam să vă întreb, nu știu, ce părere aveți și ce observații aveți cu privire la modul în care au loc relațiile dintre bărbați și femei astăzi, modul în care se filtrează, se inițiază legături dintre bărbați și femei. Pentru că, la fel, procesul pare de multe ori să fie destul de lipsit de maniere, de lipsit de politețe, în sensul în care se întrece măsura sau nu mai există o anumită reținere în felul de a, în felul de a iniția relații între cele două sexe și cum, nu știu, cum vedeți problema? Da, știți, aici lucrurile niciodată nu sunt perfecte, vedeți? Dacă acum 100-150 de ani te compromiteai, femeie fiind, dacă ieșai singură și nu erai însoțită, o femeie care își părăsea bărbatul era absolut declasată social, erau lucruri foarte grave, s-a insistat destul de mult și pe fecioria fetelor la căsătorie și eu pot să vă dau niște exemple care, credeți-mă, că se regăsesc în documente, nu sunt fantezia cuiva. Am un act de căsătorie pe la 1911 care prevede o cerere a viitorului soț. Soția pierde toată zestrea în favoarea lui dacă își schimbă dimensiunile și greutatea. Ori vă dați seama că asta este o realitate fiziologică, aș spune. Cu timpul după căsătorie să se întâmple niște modificări. Acum câțiva ani, un preot de la o biserică bucureșteană îmi oferă un costum popular care aparținuse unei ghiculese. Soacra mea era din familia Ghica. Asta a fost motivul pentru care preotul mi-a dat acest costum. Și, sigur, eu l-am primit cu gândul ca imediat să-l ofer unui muzeu. Când am ajuns la muzeul respectiv, zice, bine, dar cum, de unde-l aveți? Ăștia trebuie să-i fac o fișă. Și atunci am început să caut ghiculeasa, care nu figura în niciun arbore genealogic al ghiculeștilor. Sigur, m-am gândit că popa a inventat povestea, de unde, cine știe de unde a fi avut costumul, dar totuși de ce mi l-a dat? Și încet, încet am aflat și mi s-a părut, pentru că lucrurile s-au întâmplat în 1876, nu la 1300. Femeia aceasta fusese căsătorită cu un ghica, nu se înțelesese deloc cu el și a plecat de la soțul ei cu avocatul familiei. S-a mutat la moșia ăluia și a dat seama că în societatea bucureșteană va fi ostracizată și a rămas acolo toată viața până a murit la... Dar familia a reacționat și credeți-mă, familia Ghica nu erau de nebuni. Știți foarte bine că au dat, pe lângă domnitori, au dat scriitori, doctori, avocați, tot felul de oameni luminați, nu? Femeile au purtat doliu după ea. Un doliu foarte strict. N-a fost voie să se mai vorbească de această femeie. Toate obiectele pe care le aveau unul și altul au fost date la telali. Adică a fost o reacție nemaipomenită. De ce? Să călca moralitatea. Moralitatea asta a fost bună? Dacă vreți, este această pudibonderie victoriană care există și la noi, fără îndoială. Războaiele, să știți că războaiele totdeauna sunt niște jaloane în istorie formidabile. Gândiți-vă că după primul război mondial
S-a întâmplat un lucru, s-a renunțat la corsete, dar s-au tăiat poalele rochiilor. Adică de rochiile acelea de 8 metri, 10 da. Metri de material, să mergea greu cu ele, s-au tăiat. Și pe urmă lumii a venit ideea. Tai din poale, până unde tai? Sub genunchi? Dar dacă aș tăia și mai sus? Și mai sus, și mai sus. Și au apărut rochii teribil de scurte, ca să pot dansa Charleston și Boston. Poc, ce bine era! După al doilea război mondial, s-a liberalizat o dată în plus. Și dacă vă uitați la istoria modei, vă spune tot. Dar această liberalizare își are și prețul ei. Legăturile între bărbați și femei, cred că mai mult de 15%, nu sunt făcute să dureze. Sunt foarte tineri, se acuplează foarte de tineri, probabil și această sărăcie sufletească, să uită la niște poze în tablete sau în telefoane, nu prea au ce să-și spună. După ce se consumă câteva luni sau un an sau doi această legătură intimă, se plictisesc și ochii și unuia și altuia fug după alte combinații. Și atunci această celulă, nu? Bărbat-femeie, cred că nu mai este idealul în societate. Și știți, mai e ceva foarte ciudat. Un procent extraordinar de mare de cupluri nu găsesc cu care să oficializeze legătura. Unii au copii. Nu simte voia să o legalizeze. Căsătoria tinde să fie o instituție desuetă. O fi bine, o fi rău, cred că nu e suficient un act ca să păstreze legătura între oameni, dar parcă și această nestatornicie, parcă și această despărțire repetată și vai, prea, prea rapidă, cred că e în pas exact cu societatea. Adică toate aceste neglijențe, toată această superficialitate, de ce să stau să învăț limba latină? Păi da, mă uit pe internet la latinește și aflu cuvântul omnium. De ce să mă interesez de Amenhotep? Mă duc și văd acolo Amenhotep ce a făcut. Mă refer la, sigur, la faraonul egiptean. Nu știu, nu vreau să fiu profet și să avansez așa, știți, niște sintagme de-astea de babă, dar cred că familia în înțeles clasic, adică un cuplu cu urmași, eventual și cu înaintași, care trăiesc într-un spațiu anume, care dezvoltă niște relații, care se întemeiază unii pe alții, cred că începe să devină de domeniul trecutului. Da, aveți dreptate. E într-adevăr o tendință care se generalizează din ce în ce mai tare și ce mi se pare și mai trist și mai dificil, mai ales pentru generațiile următoare. Apropo de ce spuneați, că ce o să se întâmple cu tinerii care o să ne conducă, e că e și foarte greu acum să mai găsești reperele, pentru că înainte, într-adevăr, de foarte multe ori reperele erau în societatea occidentală. Ne uitam la societatea franceză ca să știm, să învățăm cum să ne purtăm, cum să ne îmbrăcăm. Doar că acum, apropo de modă, chiar și casele acestea de modă foarte mari uneori propun niște moduri de a ne îmbrăca foarte strani. Ca să vă spun sincer, am fost la o expoziție la Londra de îmbrăcăminte bărbătească. Dar de fapt toate erau boarfe femeiești. Și eram cu o creatoare de modă foarte interesantă din România care era fascinată. Iar eu, credeți-mă, eu nu sunt o persoană pudibondă, dar tare îmi place un bărbat care se îmbracă bărbătește, adică cu nădragi și cu un veston. Pe vestonul ăla poți să aibă, eu știu, e dublu sau e la un singur rând și are reverele mai largi, mai strâmte. Asta este altceva. Dar totuși îl deosebești.
Vreau să vă spun că am fost foarte șocată, atât de șocată încât de atunci mă feresc să abordez acest subiect pe care l-am abordat acum cu dumneavoastră pentru că m-ați provocat. Eu după mamă sunt croată, dar după bunică sunt suedeză. Mama mamei mele era suedeză și atunci, având niște rude în Suedia, când și când mă duc la ei. Mă duc acum 2 ani și ăștia, verii mei de acolo, aveau o făptură de 14 ani. Zic, cum te cheamă? Am început să vorbesc cu părinții și am înțeles că nu trebuie să aflu dacă e băiat sau fetiță. De-aia v-am spus de făptură. Da. Și într-adevăr, așa cum era foarte agitat prin casă, avea părul blond, lung, putea să fie și băiat, putea să fie și fată. Nu-mi dădeam seama. Dar tinde să prindă această concepție că ăsta, când ajunge matur, trebuie să-și decide sexul. Și e ceva care pe mine mă depășește. Nu înțeleg de ce. Că el însuși cred că nu se lămurește. Asta e mama, ăsta e tata. Și eu sunt între ei, dar eu ce sunt? Și povestea, să știți că a căpătat o extindere, cel puțin în Suedia, în Canada, în Norvegia mai puțin, pe care eu nu înțeleg. Nu înțeleg. Doamne ferește să ajungă și la noi. Și foarte bine, am un copil și nu-i spun dacă e băiețel sau fetiță. Dar care e câștigul pentru el? Care e câștigul pentru mine? Tot timpul această obsesie, această grijă. Nu cumva să-i spuneți că e băiețel sau fetiță. E o făptură, o ființă omenească. Oare nu ne pierdem vremea? Și atunci, nu credeți că toată această dizolvare a politeții, toată această ignorare a unor reguli înseamnă un drum mai încet sau mai accelerat către extincție? Și nu, aici să știți că nu sunt originală. Discuția am avut-o cu Neagu Giuvara, care îmi spunea un lucru. Zice, uite-te la societatea românească. El, având marele avantaj, trăise până la Revoluție, a doua zi după Revoluție a venit aici și noi l-am primit cu brațele deschise, vorbea splendid, toți ne-am îndrăgostit de el. Trebuie să ne punem pe treabă, să facem ceva. N-am făcut nimica. Uită-te la societatea noastră. Cine poate, pleacă din țară. Ăștia care rămân nu vor să mai facă copii. Și când alegem, ne alegem conducătorii, noi alegem pe cei mai buni. Ceva se întâmplă. Concluzia lui zice, noi suntem un neam vechi, am făcut, am dres, dar suntem o societate pe cale de extincție. Eu n-aș vrea să se întâmple chestia asta, extincția asta nu se întâmplă mâine. Bine, făcând abstracție de faptul că aruncă ăștia o bombă atomică, sigur, atunci lucrurile se rezolvă de la o clipă la alta. Dar stai și te întrebi totuși. Noi cedăm cu bună știință, nu? De ce să dizolvă acest nucleu? Eu pornesc într-o căsătorie cu intenții bune. L-am cunoscut pe cutare și vreau să-mi petrec restul vieții cu el. După 2 ani, după 3 ani, divorțez. Copilul nu trebuie să știe, lasă-l, copilul ăla rămâne al nimănui. Românii sunt și cam temperamentali. Eu am rămas așa de mirată când o femeie de serviciu la o bibliotecă unde lucram, bătând-o bărbatul de i-a rupt un picior, zice, da, am ajutat-o să meargă, mă rog, la Institutul Medico-Legal să-și obțină un certificat și era foarte mirată, zice, da, nu vă supărați, doamnă, dar domnul Filiti niciodată nu v-a dat un pumn. Eu am crezut că mi se adresează în altă limbă, pentru că
Câtă vreme am fost măritată cu Manole Filidi, nu m-am sculat odată dimineața să n-am o floare pe noptieră sau un gest ăsta de imensă gingășie și drăgălășenie și tot ce... Cum să-mi dea un pumn? Nici măcar așa o palmă în glumă sau ceva, dar n-a existat. Nu? Ori această violență, care e destul de frecventă în spațiul românesc, cred că face parte tot din această disoluție, din această lipsă de respect. În momentul când eu m-am căsătorit cu cineva, ăla a trebuit să mă respecte, dar povestea e reciprocă. Și iată că povestea, n-aș spune că dispare, dar slăbește. Și atunci, nu știu, dumneavoastră, depinde ce repere aveți în momentul acesta, nu neapărat istorice, ci unde vă uitați pentru modele de comportament, de... Credeți că putem să ne mai referim la o anumită civilizație sau ar trebui mai degrabă să căutăm, nu știu, grupuri, oameni particulari? Unde, nu știu, cum să ne orientăm? Știți că întrebarea e foarte grea, dar eu o să vă dau un răspuns foarte egoist. Și anume să știți că mi-am îngustat foarte mult cercul de frecventări. Sigur că nu pot să spun, îl cunosc și pe ăla și pe ăla și pe ăla. Vorbim la telefon... Dar oameni cu care discut tot felul de lucruri, cercul mi s-a îngustat foarte mult, pentru că trebuie să mă asortez cu ei. O să vă mire, dacă vă spun, a existat un istoric medievist, nemaipomenit, David Prodan. Poate numele, dacă nu ați făcut istorie, nu vă spune ceva. Un ardelean nemaipomenit. Ei bine, omul ăsta era... Așa, nu își pierdea cuvintele în momentul când abordam subiectul cu el despre Bach. Amândoi mari iubitori de Bach. Eu niciodată n-am putut să discut despre muzica lui Bach cu cineva mai bine decât cu profesorul Prodan. Și aveam marea șansă, fiindcă dânsul venea la București și eu mă duceam la Cluj să-mi dau examenele de doctorat. Și în felul ăsta ne-am țesut în tren. Să știți că asta s-a întâmplat sub dictatura comunistă, când, vai, trenurile mergeau ceva mai bine, ceva mai bine decât astăzi. E bine, și făceam 8 ore până la Cluj, discutam de la Magnificat până la, eu știu, muzica pentru clavecin, făcută la un clavecin care avea nu știu ce plâmb, ce clape, în nu știu ce oraș german, nu mai terminam, nu ne săturam niciodată. Deci cu el puteam să dialoghez în felul ăsta. Și prin extensie, sigur că în jurul meu sunt oameni cu care pot să stau de vorbă pe diverse teme. Pe urmă, eu cred că un istoric are marele avantaj de a putea gândi lucruri din trecut. Și mie îmi țin de cald. Dacă vă spun, când eram adolescentă, toate adolescentele se îndrăgostesc așa de deștea care nu mai sunt. Eu eram îndrăgostită de Cezar și mă visam cu el umblând prin Egipt. Pe chestia asta, poate, în momentul când am ajuns în Egipt la Alexandria, eu am perceput orașul ăsta altfel decât alții. Fiindcă eu mă gândeam ce s-ar fi putut întâmpla. Ori acum, când... Cezar e pe lumea ilaltă de mult, când Alexandria e departe, îmi face plăcere să mă gândesc. Să mă gândesc la acele străzi însorite ale Alexandriei și dau deoparte crocodilii plini de praf din muzeu, sutienele roșii, niște sutiene cum nu vă imaginați, spânzurate prin niște magazine de-astea, niște butici, cum să le spun, știți? Niște chioșcuri pârlite, alea sunt lucruri foarte urâte. Și nu mă gândesc decât la această perspectivă însorită, splendidă, care lumina care cade peste Alexandria. Nu știu dacă toți istoricii fac chestia asta, dar eu trăiesc foarte mult cu lucruri din trecut, lucruri citite, lucruri peste care, pe urmă, s-a așezat imaginea pe care eu am văzut-o, nu? Te duci la Londra, la Paris, la
Madrid, Doamne. Adică asta cred eu că face parte din zestrea mea spirituală. Și știți, nu vă evocam asemenea lucru dacă în mintea mea nu stăruie din nou această întrebare. Ăștia care ne vor conduce, ce au în cap? Pentru că eu nu mă mulțumesc astăzi ca dumneavoastră să-mi arătați pe o tabletă imagini din Madrid. Sunt foarte încântată, vă mulțumesc că mi le-ați arătat. Dar altfel a fost percepția mea când am fost acolo, când am intrat în muzeul cu tare, când am... Da. Și așa mai departe, și așa mai departe. De aceea înțeleg, nu-i spun neapărat evoluție, înaintarea societății. E alta, e alta. Eu nu pot pe un tânăr de 17-18 ani să-l fac să vibreze pentru niște lucruri care pe mine m-au marcat pe toată viața. Când m-am dus la Père-Lachaise, la mormântul lui Brâncuș, avea flori pe el, era foarte curat. La Nisa, când m-am dus pe mormântul lui Iancu Bălăceanu, Iancu Bălăceanu ăsta a fost un diplomat al nostru, un prieten al lui Ion Ghica, a lăsat niște memorii diplomatice care formează piesa numărul 1 din manuscrisele Academiei. Și eu am publicat acest jurnal. Deci aveam o legătură sentimentală, dacă vreți, peste timp cu el. Și când m-am dus la Nisa și am văzut cum e ținut acest mormânt al lui Iancu Bălăceanu, am rămas cu gura căscată. Florile erau proaspete, parcă erau puse... Nu anunțasem că mă duc, vine cineva din România. Da. Nu. Ca să-mi spună că ei așa îngrijesc toate. Bine, era o motivație, soția lui era nisoază. Adică așa s-a întâmplase. El a murit în 1914. În vreme ce la noi, Xenopol, marele istoric, e îngropat lângă capelă, la Belu. Da, da. Și mormântul, i-a tot intrat în pământ, da. Dar nu se mai cunoaște. Da. E o diferență, nu? Da. N-aș vrea să terminăm într-o notă negativă, da. Pentru că societatea merge înainte și cred cu tărie că această schemă după care folosește, și anume societatea contemporană, se plânge de niște lucruri și îi vede pe tineri neisprăviți, nu-i interesează nimic. Vai ce bine era în trecut! Schema se repetă. Ori, iată că ceea ce bunicii noștri spuneau, că tinerii nu sunt în stare de nimic, că în loc să poarte guler tare, acum gulerele s-au muiat și ceasul nu se mai poartă lui Gusset, nu se mai poartă la talie, ci la mână, și așa mai departe, și așa mai departe. Și societatea noastră a dat totuși niște valori, hai să credem, chiar dacă noi nu suntem în măsură încă să-i vedem foarte bine cum se profilează, să fim convinși că în mersul lucrurilor, în firescul dezvoltării societății omenești, se vor găsi și peste ani oameni de valoare, oameni geniali, oameni care vor configura această societate. Că ea va fi foarte tehnologizată, dar ceva va trebui să rămână din om. Vă mulțumim foarte mult, doamna Filite, pentru acest îndemn și sper că generația noastră o să reușească ceea ce spuneți și că o să ducem mai departe acele reguli nenegociabile și că în rest o să reușim să ne adaptăm cu succes la toate provocările, inclusiv la cele tehnologice. Mi-a făcut mare plăcere să fiu alături de dumneavoastră și sper să auzim în continuare despre activitatea pe care o aveți, despre foarte vastă activitatea pe care o aveți. Nu, de acum trebuie încet, încet, așa să merg, știți, spre... Adică nu merg. E în firea lucrurilor să
încetinești puțin ritmul și nu e nimic dramatic în chestia asta, știți? Te lasă puterile. Mă rog, se întâmplă niște lucruri. Dar nu, eu sunt convinsă că până la urmă ceva, societatea care se creionează va da ceva, nu se poate, nu se poate. Sigur, unii vorbesc de extincție, alții de apocalipsă, ghicitoarele sunt la modă din lumea întreagă, aia spune, aia zice, România va fi scăldată într-o baie de sânge. Sunt reinterpretate spusele lui Nostradamus. Astea să știți că s-au întâmplat totdeauna. Am putea să stăm o dată de vorbă despre ghicitoare care, și să nu-mi spuneți că lumea nu crede. De crezut nimeni nu crede oficial, dar impeto cască gura cu mare atenție. Nu știm ce se va întâmpla, dar trebuie să rămânem optimiști. Și dățile viitoare vom discuta despre ghicitoare. O să vedem, o să vedem. Mulțumim foarte mult. Și mulțumim. Eu vă mulțumesc, a fost o încântare. Mulțumesc, o seară bună.